Ciad este o țară situată în centrul Africii, având o suprafață teritorială de 1.284.000 km², divizată în trei mari regiuni, una deșertică în nord, o regiune aridă în centru și o zonă fertilă în partea de sud. Populația Ciadului este de 10.146.000 de locuitori, iar capitala țării este orașul N'Djamena. Limba oficială ce se vorbește în Ciad este franceza, totodată utilizându-se și araba, iar Biblia este tradusă în ambele dintre acestea. Economia Ciadului este una dintre cele mai sărace ale lumii, în ciuda bogatelor resurse naturale. Ciad este a cincea cea mai săracă națiune de pe glob. Factorii acestei situații sunt izolarea geografică a țării, infrastructura inexistentă și situația politică extrem de instabilă din ultimele decenii, provenită după independența Ciadului în 1960. Tradițional, economia Ciadului se bazează pe agricultură, bumbacul, guma arabică, trestia de zahăr și tutunul sunt principalele produse pentru export. În Ciad există oficial libertate de închinare, dar guvernul favorizează islamul. Musulmanii au preluat partidele politice, armata și principalele sectoare administrative. În Ciad sunt 4.208.000 de musulmani, 2.125.440 de creștini, etnici tradiționali în jur de 1.224.000, iar restul populației declarându-se fără religie. Dintre creștini, catolicii sunt în numărul cel mai mare, urmați de creștinii după Evanghelie. Să ne rugăm pentru Ciad și pentru stabilitatea economică și politică a acestei țări. Să ne rugăm pentru înmulțirea creștinilor, misionarilor creștini și al bisericilor creștine în Ciad. În final, să ne rugăm pentru cei ce încă nu l-au cunoscut pe Domnul, pentru cei care stau în zone izolate a Ciadului, unde Bibliile sau misionarii nu au putut ajunge. Când ne rugăm, Dumnezeu lucrează. Amin.